De când mă știu, cântam de mic cu tata la masă, tata se mai amețea așa, cântam cu el, mai băteam în masă, diferite ritmuri. Am cântat la diferite serbări, baluri, la școala generală, primară și momentan sunt la o fanfară. De când sunt la fanfară, cânt orice aproape, în afară de hip-hop. O știi pe aia cum treceam fanfara militară? Trecea fanfara militară în frunte cu un tambur major, în frunte cu mustăcioară și urdugă lucitor. Fanfara militară în frunte cu un tambur major. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Cum te numești? Ciobanul Mihăiță, mă numesc. Mihăiță, vârstă de 19 ani. Da. Mărișor, nu? La măsură. Nu vă strânge puțin hainuța? Ba da. Vă cam strânge, nu? Mâncați mâncărică multă, nu? Ce vă place să mâncați așa mai mult și mai mult? Chifteluțe la grătar. Nu, niciun caz. Mititei? Dar? Nu, nu-mi plac. Fripturică? Nu. Dar ce mâncați așa când mâncați? Erau vegan. Cartofiori? Supă. Supică. Supică. Puteți să încheiați puțin hăinuța, vă rog frumos? Nu, nu, nu mă încapi. Nu mă încapi? Păi, și de ce ne-am îmbrăcat așa dacă nu mă încape hăinuțica? M-am îmbrăcat, stă bine. Da, stă bine pe sticle. Cred că ne-e foame, de fapt. Cu ce vă ocupați? Ce meserie? Cânt și sunt într-o fanfară, să spun așa. La ce instrument? Cânt solist vocal și încerc trombon. Încercați la trombon? Ne potrivim. Chia vă gați o sârbori, turnelor ceva. Știe! Vocal ce ne puteți demonstra? Da.